Vreau să citesc un cuvânt din Evanghelia după Ioan, capitolul 14, începând cu versetul 1. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum am putea ști calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu și de acum încolo îl veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care le spun eu, nu le spun de la mine, ci de la Tatăl care locuiește în mine. El face aceste lucruri, lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Adevărat, adevărat vă spun că cine se încrede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba, încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Amin. Reocupăm locurile. Binecuvântat să fie Dumnezeu care și în această dimineață s-a îndurat de noi. În bunătatea Lui cea mare, dorim ca Dumnezeu să-și întindă brațul peste noi. Dorim ca Dumnezeu să pună mâna peste noi și binecuvântările Lui să se reverse peste sufletele noastre. Într-adevăr, este nevoie ca în vremea aceasta să nu ni se tulbure inima. Sunt multe inimi tulburate, sunt multe familii încercate, sunt mulți frați coborâți în vale, dar avem de partea noastră pe Cel ce ne dă pacea deplină. El este Domnul Păcii, Iisus Hristos, Cel ce ne-a răscumpărat. Am cântat atât de minunat și doresc din toată inima cuvintele pe care le-am cântat și versurile să rămână în inimile noastre, să-i cântăm Domnului întotdeauna, indiferent cât de grea ar fi furtuna. Arată cuvântul lui Dumnezeu în Faptele Apostolilor un lucru atât de minunat, atât de deosebit, în care Pavel și Sila erau legați în butuci și în lanțuri. Arată cuvântul lui Dumnezeu că pe la mijlocul nopții, așa pe la ora 12, să zicem noi, se rugau și din rugăciune au intrat în cântare. Atunci s-a întâmplat ceva la cântarea aceea. Pentru că Domnul se coboară în mijlocul laudelor și cine are inima bună să cânte, să laude pe Domnul. Arată cuvântul lui Dumnezeu că s-a cutremurat temelia aceea temniței și au căzut lanțurile și s-au desfăcut butucii, pentru că Iisus Hristos, Domnul, a coborât din slava cerească. Acolo jos erau două suflete care aveau nevoie de o mână atotputernică care să-i salveze, să se oprească în dreptul lor și să-i deslege de legături, de lanțuri, de butuci. Ce spuneți dumneavoastră dacă Domnul a lăsat slava cerească, a lăsat bătrânii care se închină necurmat înaintea Lui și strigă Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, dacă a lăsat El corul îngeresc și toată slava și s-a coborât în temnița aceea pentru că două suflete aveau nevoie de izbăvire. Ce credeți dumneavoastră? Se coboară Domnul în mijlocul nostru când strigăm și când Îl chemăm. Sunt oameni între noi, în familiile noastre, între frații noștri care sunt în valea umbrei morții. Sunt frați care sunt pe patul de suferință și cu siguranță le este greu să cânte. Am cântat noi pentru ei. Credem noi pentru ei, poate omul acela, poate femeia aceea nu mai are credință, poate se clatină pe cale, pe cărarea neprihănirii, poate nu mai are o nădejde. Noi suntem astăzi adunați în numele Lui, care a adus izbăvire, să ne rugăm și să credem pentru El, că Domnul este Cel ce aduce izbăvire și vindecare. Să nu vi se tulbure inima.
Și am fost foarte curios la cuvântul pe care Domnul l-a dat prin glas profetic și ne-a spus că un cuvânt pentru noi din Isaia 51 și aș vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră începând de la versetul 14 până la versetul 17. În curând cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat, nu va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care stârnesc marea și fac să urle valurile și al cărui nume este Domnul oștirilor. Eu pun cuvintele mele în gura ta și te acopăr cu umbra mâinii mele, ca să întind ceruri noi și să întemeiez un pământ nou și să zic Sionului, tu ești poporul meu, trezește-te, trezește-te, scoală-te, Ierusalime, care ai băut din mâna Domnului potirul mâniei lui, care ai băut, ai sorbit până la fund potirul amețelii. Binecuvântat să fie numele Domnului, care ne făgăduiește că în curând cel încovăiat va fi eliberat și ridicat. Binecuvântat să fie cel ce ne poartă în dragostea lui și în carul de biruință. Fraților, nu suntem mai buni cu nimic ca cei ce trec prin felurite încercări. Dumnezeu este cel ce a rânduit aceste lucruri pentru fiecare dintre noi și doresc ca Domnul să rămână cu noi în continuare. Aș vrea să vă împărtășesc înainte de... M-a marcat, adică m-a sensibilizat cântarea care ați cântat-o, ultima cântare pe care am cântat-o împreună și Duhul Sfânt mi-a adus aminte de o lucrare. Eram într-o biserică în Bistrița și Domnul a vorbit unei femei și a strigat, femeie, când mintea ta, când trupul tău erau fără vlagă, fără putere și fără de viață, atunci Duhul din mine a cântat și a chemat numele celui ce poate păzi. Ți-am întins mâna și te-am izbăvit din groaba umbrei morții și ți-am dat putere să stai din nou astăzi în picioare, căci dacă n-ar fi fost brațul meu și mâna mea, ai fi fost o amintire pentru toți cei din jurul tău. Și femeia aceasta a început să plângă și apoi a cântat o cântare, dar a făcut o mărturisire și a spus că în urmă cu 2 ani a avut un accident, era ea, era soțul ei și era băiatul ei cel mai mic în mașina aceasta. A fost un accident, ea era pe bancheta din spate întinsă, a fost un accident în județul Cluj, la Cluj s-a întâmplat, era noaptea, soțul conducea, băiatul era în dreapta, soțul conducea și ea era în spate pe banchetă. Și la un moment dat a fost doar impactul acela, n-a mai știut nimica. Dar după mărturia ei, au fost duși la spital, au fost foarte, foarte grav. Soțul, nu știu câte zeci de fracturi, operații peste operații, a făcut un infart în timpul acela, a fost readus, reanimat și readus la viață. A trecut și ea prin foarte multe operații, coloana, picioarele, mâinile zdrobite, pieptul. Deci a fost într-o stare foarte, foarte grea. Dar în tot acest timp, când ei nu știau nimic, fiul lor cel mai mic a plecat la Domnul. În cuvânt, în lucrarea aceea, spunea Domnul așa, cel pe care nu-l mai vezi, îl cauți cu privirile în casa ta, trăiește, dar trăiește împreună cu mine, vine vremea când te vei întâlni cu el. Și cuvântul acesta a determinat-o pe femeia aceasta să facă această mărturisire. Și a spus că după grele încercări, multe operații, oamenii și-au făcut parte, au făcut tot ceea ce au putut și au renunțat. Atunci Dumnezeu a intervenit și a făcut el lucrarea. Femeia mărturisea pentru că este mărturia medicilor, a cadrelor din spital de la Cluj, de acolo unde erau internați, a îngrijitoarelor, a infirmierilor care veneau zi de zi acolo. A fost o perioadă de 2 săptămâni, la o oră fixă, în ziua amiezii. Se cobora Duhul Sfânt peste femeia aceasta care era într-o comă, era inconștientă, se cobora Duhul Sfânt peste ea și cânta. Cânta o oră în limbi și se ruga. Și se adunau medici în fiecare zi, la ora aceea știau că se întâmplă ceva deosebit cu femeia aceea. Și spuneau medicii mărturiile lor și apoi mărturii acestei surori. Spuneau medicii, femeie, când se întâmpla și începeai să cânti, te luminai la față și aveai fața zâmbitoare, nu se mai vedea durerea pe trupul tău, pe chipul tău, ci doar o bucurie de nedescris. Și după 2 săptămâni în care Duhul Sfânt se cobora în fiecare zi peste femeia aceasta și cânta,
cânta în limbi și îl slăvea pe Dumnezeu, femeia aceasta s-a ridicat și s-a ridicat și soțul ei. A fost mare amărăciune, a fost mare întristare să ieși după 2 luni de spitalizare și să nu mai ai pe fiul tău, pe cel mai mic din familie, dar Dumnezeu i-a întărit. I-a întărit și i-a ținut în brațul lui. Și am realizat că Domnul se coboară acolo, în cea mai adâncă groapă, unde omul are nevoie. De aceea, fraților, să știți că cântarea este de o importanță foarte mare, dacă este o cântare făcută cu inima curată. Cel ce are inima bună să cânte, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, și cântarea aceea va izvăvi. Avem nevoie de prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Domnul ne spune în cuvântul pe care l-am citit să nu ni se tulbure inima. Să nu ni se tulbure inima și trăim în vremuri în care inima ne este tulburată pentru că privim la ceea ce ne înconjoară. Și aș putea să întreb, Doamne, cum să nu mă tulbur când sunt încercat, când familia mea este coborâtă în vale? Cum să nu mă tulbur când boala îmi caută casa? Cum să nu mă tulbur când strâmtorarea și toate lucrurile acestea pe pământ care se întâmplă duc spre o nenorocire și spre o pierzare? Cum să nu mă tulbur în mijlocul furtunii? Cum să nu mă tulbur în mijlocul legilor care vin în fiecare zi peste noi și ne prinde așa într-o strâmtorare? Și Domnul totuși spune să nu vi se tulbure inima. Aveți credință. Asta este vremea în care credința noastră este verificată, este încercată și Domnul vrea să vadă dacă noi rămânem în credința care a fost dată odată Sfinților pentru totdeauna. Și poate ați putea să-mi spune și pe bună dreptate, eu astăzi sunt în picioare, soția mea este bine, familia mea este bine, ai putea să-mi spui, frate, tu poți să spui că ai credință că nu ești încercat, dar vreau să vă spun ceva, ceasul încercării are să vină peste întreg pământul, peste toți locuitorii pământului, spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsă, și nimeni nu va scăpa. Dacă astăzi tu ești coborât în valea umbrei morții, încrede-te în Domnul. Încrede-te în Dumnezeul tău care ți-a făgăduit că El este izbăvirea ta și a casei tale. Încrede-te în Dumnezeul care are privirile ațintite peste tine și peste cortul tău, căci nu e singurul. Nu e singurul care ești încercat. Spune cuvântul lui Dumnezeu, nu vă mirați de încercarea de foc care este astăzi în mijlocul vostru ca de ceva ciudat. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu și putem spune cât de ciudată este boala asta, cât de ciudată este vremea aceasta în care trăim, dar Domnul spune să nu ne mirăm de încercările astea și să nu intrăm așa într-o deznădejde, pentru că Domnul a vestit toate aceste lucruri. Dumnezeu care este la cârma tuturor lucrurilor are totul în control. Poate cred unii dintre noi că Domnul a scăpat controlul, nici pe departe, fraților. După cum se spunea, credința ne va izbăvi. Și arată cuvântul lui Dumnezeu că credința în Hristos, în Iisus Hristos, în Domnul Păcii, potolește inima. Avem nevoie de o pace lăuntrică și de o pace în mijlocul cortului nostru, de pace în mijlocul furtunii. Și pacea aceasta nu ne-o dă și stabilitatea aceasta nu ne-o dă decât Domnul. Iisus Hristos, Domn al Păcii. Împăratul Salemului, Domn al Păcii, Cel ce dă pacea deplină este Domnul. Credința în Hristos ne ajută să acceptăm planul lui Dumnezeu. El însuși spune, iată în sulul cărții este scris despre mine, mă duc să fac voia ta, Dumnezeule. Este atât de important să acceptăm voia lui Dumnezeu și dacă Domnul a hotărât casa ta să fie încercată, dacă a hotărât trupul tău să fie apăsat de boală, dacă a hotărât Dumnezeu să intre în cortul tău, acceptă hotărârea lui Dumnezeu, căci aceasta este voia Domnului. Și voia Domnului este bună, plăcută și desăvârșită, scrie cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nouă nu ne place și nu ne place să fii încercat, să fii bolnav, să fii, eu știu, prin spitale, să rămâi fără loc de muncă, să rămâi într-o strâmtorare, să rămâi lipsuri, copilul să-ți fie bolnav, soția să-ți fie bolnavă, nu ne place lucrul acesta, dar spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Romani că voia Domnului este bună, plăcută și desăvârșită.
Credința în Iisus Hristos, Domnul, ne ajută să acceptăm planul lui Dumnezeu mult mai ușor, pentru că El a întocmit un plan încă de dinainte de vremuri, încă ca dinainte să noi să ne fi născut. Și planul acesta, Dumnezeu, îl va urma pas cu pas și se va împlini exact după cum este scris. Îmi aduc aminte, când am fost la noastră prima și ultima dată, acum e a doua oară, Domnul vestea lucrurile astea. Că va fi focuri, prin multe corturi Domnul va intra și va cerceta, va cerne, pentru că este o hotărâre a Domnului să se facă o cernere. Fraților, ne încearcă Domnul credința. Dacă rămânem statornici în hotărârile luate, în ceea ce am făgăduit înaintea Domnului, cât de grea ar fi furtuna, voi cânta întotdeauna și Dumnezeu să ne dea putere. Din furtuna aceea Domnul te va scoate biruitor. Domnul, pe Șadrac, Meșac și Abednego, nu i-a ferit de cuptor, i-a scos din cuptor. Pe Daniel nu l-a ferit de groapa cu lei, l-a scos din groapa cu lei. Pe poporul lui Israel l-a scos din robie. Astăzi poate ești în robie, astăzi poate ești încercat, ești bolnav, ești strâmtorat. Încrede-te în Domnul. Nu-ți pierde nădejdea în Dumnezeu, nu-ți pierde credința. Arată cuvântul lui Dumnezeu că un om, Avram, și pe Avram ni-l dă ca o temelie tare a credinței, prin care Dumnezeu își arată puterea și omul acesta înțelege că și Dumnezeu este stăpân peste toate lucrurile. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Avram, în Geneza, în capitolul 12, vorbește atât de minunat. I se dă un cuvânt și îi vorbește Dumnezeu și omul acesta urmează. 12, începând cu capitolul 1, cu versetul 1. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe toți cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Vedeți? O credință. Dacă la mine ar veni un om, nu Dumnezeu, un om, să-mi spună, auzi, vină cu mine într-o țară, vom câștiga, vom face, vei fi binecuvântat. Nu știu dacă m-aș duce. La Avram vine un Dumnezeu pe care el nu-l cunoștea și îl cheamă, îi face o chemare și o chemare deosebită și Avram îl urmează. Lasă totul în urmă și merge după cuvântul lui Dumnezeu. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că în zăduful zilei au venit trei persoane la Avram, la cort, și au avut o discuție și au vorbit cu el și au făcut o făgăduință că la anul pe timpul acesta Sara, soția lui, va avea un fiu. El primește această făgăduință, Dumnezeu îi vorbește și arată cerul înstelat și îi spune, vestele le poți număra, așa va fi sămânța și urmașii tăi, cum sunt stelele de pe cer și nisipul mării. După ce Dumnezeu își ține făgăduința și își împlinește făgăduința cu privire la el, îi vorbește despre fiul lui și spune, ia pe singurul tău fiu, pe unicul tău fiu, du-l în țara Moria, pe muntele pe care ți-l voi arăta eu și adu-l ca jertfă. Chiar dacă a avut inima strânsă, chiar dacă a fost zdrobit, a luat pe fiul lui ceea ce a fost de trebuință și s-a dus să aducă jertfa. La un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că l-au însoțit unii dintre slujitorii lui. Jos la baza muntelui le-au spus, așteptați-ne aici până ne vom întoarce. A avut certitudinea că Dumnezeu îl va da înapoi și ceea ce scrie în Evrei, în capitolul 11, este un capitol în care credința este o definiție a credinței în multe feluri și multe exemple date și aș vrea doar să reamintesc câteva, cât de minunat lucrează Dumnezeu și cât de mare este bunătatea Lui, arătându-ne că El rămâne credincios.
Începând cu versetul 1, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Prin credință Noe a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să-i scape casa prin ea. El a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință, Avram a fost chemat să plece într-un loc care n-avea să-l ia ca moștenire. A ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi ca Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el în aceeași făgăduință. Căci el aștepta cetatea care are temelitari și a cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara și cu toată vârsta ei trecută a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îl făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță, un număr mare, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine. De departe mărturisim că sunt străini călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată de slujit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere aceasta care ieșise negreșit, că ar fi avut vremea să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. El căruia îi se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Că se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți și drept vorbind că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare. Și tot acest capitol arată credința înaintașilor noștri. Astăzi mă întreb pe mine și vă întreb pe dumneavoastră, oare avem credință? La un moment dat un părinte vine înaintea Domnului Iisus și spune, Doamne, ajută-mi, fiul meu este rău muncit de un drac, greu muncit. Și Domnul Iisus îl întreabă, crezi? Cred, Doamne. Când suntem în situații, adică nu ești pus în situații grele, ca acum, pot să spun cu ușurință, cred. Dar pentru că omul acesta era într-o situație grea și cunoscând starea fiului, starea lui, starea mea, starea familiei, starea de boală, starea de apăsare, este mai greu să rostești asemenea cuvinte și să spui cred. La un moment dat omul acesta a făcut o verificare a credinței lui și a zis, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Dacă credința ta este astăzi mică și este bolnavă, vină cu ea înaintea lui Hristos și El o poate vindeca. Dumnezeu ne-a dat o credință în ea să rămânem până la sfârșit. Și Avram, prin făgăduința pe care a avut-o, având făgăduințele în buzunar, a spus, știu că Dumnezeu poate să mi-l dea pe Isaac chiar și din cenușă. Știu că Dumnezeu rămâne credincios și că urmașii mei vor fi cei ce vor moșteni. Știu că din sângele meu, nu din sângele robilor mei, nu din sângele neamurilor mele, ci din sângele meu. A avut făgăduința pe care Dumnezeu i-a dat-o. Astăzi umbli cu făgăduințele lui Hristos în inima ta. Nu știu de câte ori nu ți-a făgăduit
Domnul și ți-a spus, nu te teme, căci eu sunt cu tine, eu te voi izbăvi, eu sunt cu casa ta, eu te voi vindeca. Ai făgăduințele lui în buzunar și totuși te clatini. Ai făgăduințele lui în inimă și totuși îți tremură piciorul. Ai făgăduințele lui și totuși nu ai credință. Și suntem oameni care suntem încercați în multe feluri, dar am biruit totul prin Hristos. Fraților, ar trebui în noi să fie gândul acesta al veșniciei. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Mai devreme sau mai târziu te vei sta față în față cu, adică cu plecarea asta de pe pământul acesta, cu moartea, vei sta față în față. Fiecare dintre noi, nimeni nu a scăpat. În afară de ceea ce spune Scriptura. Și știu că Dumnezeu, care este credincios, ne va da putere. Aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu, spune Domnul nostru Iisus Hristos. Credința în Iisus Hristos ne arată calea. Și dacă noi îl credem pe El și avem credință în El, știm că El este calea, adevărul și viața. Dacă Domnul nostru a avut în lumea aceasta, cât a trăit în trup, plin de har și de adevăr, după cum spune Evanghelia după Ioan, capitolul 1, a trecut prin valea umbrei plângerii, a suferit, i-a fost sete, arată cuvântul lui Dumnezeu, a fost batjocorit, a fost între oamenii răi care i-au vrut răul, a fost între batjocoritori, a fost hulit, a fost prigonit. Cred că aceleași drumuri trebuie să le avem și noi. Dacă mergem pe aceeași cărare pe care Iisus Hristos, Domnul, a mers înaintea noastră, vom trece prin aceleași încercări. Și Domnul nu ne-a făgăduit o viață plină de belșug, de prosperitate, de sănătate, de bucurie, ci ne-a spus, în lumea aceasta veți avea multe necazuri. Și nu prin puține necazuri, prin multe necazuri va trebui să trecem, să ajungem în țara aceea pe care Domnul a pregătit-o pentru noi. Dumnezeu să ne mărească credința. Și unii dintre noi vom spune, Doamne, băi frate Daniel, tu spui, dar Dumnezeu mărește credința atunci în valea umbrei morții, acolo credința ți este încercată, acolo se vede dacă rămâi statornic, acolo se vede dacă ești biruitor. Și fraților, am fost și eu trecut și cu mine, și cu soția mea, acum suntem cu nepoțelul, cu Samuel care este bolnav, cu natul meu care este diagnosticat cu cancer, are 44 de ani și diagnosticat cu cancer și nu este ușor, fraților. Nepoțelul nostru diagnosticat cu formă rară de epilepsie și ne rugăm Domnului și avem o nădejde, pentru că El ne-a făgăduit că într-o zi se va atinge și îl va vindeca. Eu nu mai privesc acum și mă doare sufletul când îl văd că face crizele și de multe ori am fost acolo și l-am avut pe braț, îl țineam ca și mort așa și l-am ridicat și mă rugam Domnului și am spus Domnului, Doamne, Tu mi-ai făcut o făgăduință că într-o zi te vei atinge de el și îl vei vindeca. Eu nu mă uit acum la starea lui, eu mă uit la starea aceea de tămăduire și de vindecare pe care Tu ai făgăduit-o și știu că va veni ziua când Tu îl vei vindeca. Și acea făgăduință îmi dă nădejdea și puterea să merg înainte. Fraților, te uiți poate la starea ta de neputință, te uiți poate la soțul tău, la soția ta, la copiii tăi care sunt încercați, te uiți că este bolnavă, că este în spital, poate este intubat și spui, nu știu ce mă voi face, nu știu ce va aduce ziua de mâine. Încrede-te în făgăduința lui Dumnezeu. Ai cuvântul lui care nu se va schimba niciodată, ai făgăduința lui care nu se va lua de la tine și nu se va muta dragostea lui, dacă tu vei rămâne în dragostea lui. Arată cuvântul lui Dumnezeu despre tânărul bogat, un lucru atât de minunat. După ce a avut discuția cu Domnul, spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul l-a privit și l-a iubit. Fraților, n-ajunge și nu este suficientă dragostea lui. Dacă nu-l iubim și noi, dragostea lui nu este suficientă, pentru că arată cuvântul că tânărul bogat a plecat întristat din prezența lui Dumnezeu. Ca să ții o relație, soția trebuie să-și iubească soțul și soțul trebuie să-și iubească soția. Dacă vine dragostea doar dintr-o parte, relația aceea nu va dăinui, nu va fi trainică și nu va rămâne în picioare. De aceea nu este suficient ca Domnul să ne iubească și El ne iubește.
Arată Ioan 3:16, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, a iubit-o și ne iubește pe toți. El nu vrea ca niciunul să piară, ci toți să aibă viață veșnică, să fie mântuiți, să fie eliberați de sub povara păcatului și să fie oameni liberi. Dar nu ajunge, fraților, să ne iubească doar El. Noi trebuie să-L iubim. Și n-ajunge să iubim doar declarativ. Poate de multe ori ai spus soției tale, te iubesc, dar purtarea ta, dovada trăirii tale, a spus altceva. Nu este suficient, fraților, doar să rostim, ci să dovedim dragostea noastră prin trăire, prin fapte vrednice și Domnul să ne ajute la aceasta. El ne-a iubit, să-L iubim și noi. Să rămână dragostea Lui în inimile noastre, să rămână dragostea Lui în noi. Astfel, dacă va fi dragostea în aceeași măsură, și din partea noastră, Dumnezeu negreșit care este credincios își va întinde mâna peste noi. Am văzut situații, chiar și acum în România, a fost o situație grea. După declarațiile celor din presă și de peste tot, acum 100% cu certitudine nu vă pot spune, dar vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu mi-a deschis uși, oportunități și am fost în foarte multe locuri. Și am fost în situații în care am fost într-o încăpere destul de mică, așa, și a fost umăr lângă umăr, peste 150 de oameni. Am fost într-o biserică peste 500 de oameni și nu se purtau măști. Și nu era nicio distanțare, pentru că nu se putea ține distanțarea aceasta. Și ușile bisericilor au fost deschise și sunt încă deschise, binecuvântat să fie Domnul. Și prin harul lui Dumnezeu care ne păzește și care ne poartă în brațul lui și în carul de biruință, Domnul m-a păzit. Nu spun că nu este posibil, pentru că El este Cel ce hotărăște toate lucrurile, dar noi trebuie să înțelegem căci nimic nu este la voia întâmplării. Dacă Domnul te-a îngăduit să fii atins de boala asta, Domnul știe de ce. Fii cu o inimă mulțumitoare și spune în toate. Cântă-i Domnului chiar și din Valea Umbrei Morții și laudă-L pe Hristos, care este vrednic de toată lauda, căci Cel ce te-a îngăduit, El te va și scoate biruitor. Cel ce face rana, El o și leagă, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Și nimic nu este la voia întâmplării, fraților. De multe ori și de uneori este nevoie ca Domnul să trimită un cocoș, cum l-a trimis la Petru, să-l trezească din somnul lui, din ațipirea lui, din pornirea inimii lui răutăcioase. Domnul nu vrea nenorocirea și nu vrea moartea păcătosului, ci El să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuit. Asta este dorința lui Dumnezeu, asta este dorința Domnului nostru Iisus Hristos și jertfa pentru aceasta a fost adusă, ca niciunul să nu piară, ci toți să aibă viață veșnică. Este nevoie uneori ca Domnul să ne încerce. Fraților, sunteți părinți, aveți copii. Când copilul greșește, îl pedepsești. Într-o măsură mai mare sau mai mică, nu te duci la el și îl încurajezi. Nu-i nicio problemă. Chiar dacă ai făcut așa, nu ne supărăm. Poți să faci în continuare ce vrei. Nu. Dumnezeu ne arată o cale. Dumnezeu ne arată o cale a neprihănirii. Dumnezeu ne arată un fel de trăire și de viețuire în care noi, cei credincioși, cei ce am făcut legământ cu Domnul și am spus că îl vom urma până la capăt, să trăim în legământul acesta. Este important ca legătura între frați, între familii, să fie o legătură sinceră. Să știți, fraților, că în multe biserici și în cele mai multe biserici sunt probleme cu unitatea aceasta. Arată cuvântul lui Dumnezeu că dacă doi se învoiesc și cer un lucru, lucrul acela le va fi dat. Oare nu v-ați întrebat? Ne rugăm de atâta timp pentru oameni bolnavi, pentru situații, pentru familii în prag de divorț. Ne rugăm pentru oameni care au părăsit neprihănirea și s-au întors la lucrurile din lume și nu primim niciun răspuns și nu vedem niciun rezultat. Ne-am întrebat oare de ce? Pentru că nu ne învoim, pentru că suntem oameni care privim doar la interesele noastre, la lucrurile pe care noi le dorim. Ne gândim doar la familiile noastre, doar la noi. Domnul spune să simțim unii cu alții, purtați-vă poverile unii altora, nu povara soțului și a soției atât, nu. Povara fratelui tău, povara celui încercat, povara familiei care e doborâtă, care e căzută, care s-a depărtat de Domnul. Casa care este încercată, care este în cuptor, Domnul ne spune poverile acelea să le purtăm fraților. Fie că vrei, fie că nu vrei, povara soției o porți. Trăiești sub același acoperiș. Mănânci la aceeași masă, dormi în același pat. Domnul ne vorbește să ne purtăm poverile unii altora. Și cu toate acestea, avem lucruri care ne aduc nemulțumire.
Privim la oameni, judecăm oamenii, avem părerile noastre. Fraților, este vremea să ne ridicăm în capul oaselor, să scuturăm țărâna de pe noi, pentru că Domnul este Cel ce va judeca fără părtinire fiecare casă, fiecare familie, fiecare suflet în parte. Este vremea să punem umărul și să mijlocim cu cei ce trec prin vale. Spune cuvântul Domnului atât de minunat, dacă doi se învoiesc. A te învoi înseamnă a ajunge de comun acord, a cădea la o învoială și nu numai cum vreau eu sau cum vrei tu, ci cum am hotărât împreună și așa să facem. Haideți să ne învoim în această zi. Noi de aici, cei de acasă care ne urmăresc, să fim un duh, într-o unitate de plină și să ne rugăm pentru cei ce sunt bolnavi, să ne rugăm pentru cei ce sunt în adevăr încercați, să ne rugăm pentru cei ce sunt neputincioși, să ne rugăm pentru cei ce s-au depărtat de locul acesta. Știu că este un duh de frică care cercetează familiile și mulți, mulți dintre dumneavoastră vă veți gândi, oare este bine să mai mergem la adunare în vremea asta? Să știți, fraților, cu cât ne răcim și ne depărtăm de adunare, cu atât Satan are mai mare putere asupra noastră. Singuri suntem vulnerabili. Domnul a lăsat unitatea, Domnul a lăsat părtășia, Domnul a lăsat biserica, ca toți să fim una înaintea lui Hristos. Să știți că este foarte important să păstrăm legătura frățească. Este foarte important să mijlocim unii pentru alții și să credem că în mijlocul nostru este unul care are toată puterea în ceruri și pe pământ și că nimic nu este la voia întâmplării. De aceea este bine să mijlocim pentru cei încercați. A fost într-o situație, dacă aș fi știut, nu m-aș fi dus, dar pentru că Dumnezeu așa uneori încurcă lucrurile ca noi să nu vedem adevărul așa cum am vrea noi să-l vedem. Și am fost la o biserică și după ce am slujit la biserică aceea, îmi spune fratele care m-a însoțit, frate Daniel, uite, suntem chemați într-o familie, mergem să ne rugăm pentru familia respectivă, are nevoie de rugăciunile noastre. Și am spus, sigur, dacă toți suntem aici, mergem. Când am intrat în casa aceea, cred că erau vreo 8 persoane în casă, erau părinții, erau bunicii și niște copii, 8-9 persoane. Și tușeau fraților, tușeau pe voci. Când se oprea unul, începea celălalt, curgea apa pe ei. Și m-a luat așa, a venit așa un duh de nemulțumire. Și spuneam în inima mea, oare de ce nu mi-a spus că sunt bolnavi? Oare de ce nu mi-a spus că ei de fapt au COVID? De ce nu mi-au spus că sunt în starea asta? Că nu m-aș fi dus. Asta ar fi fost hotărârea mea. Dar Dumnezeu a făcut în așa fel să nu mă pot eschiva și să mă trag înapoi. Pentru că noi întotdeauna vedem și judecăm după ceea ce izbește ochiul și ceea ce aude urechea. Dar Dumnezeu, care cunoaște în profunzime inima omului, care cunoaște planurile, care știe ceea ce are în vedere să facă, a lucrat în felul acesta să nu mi se spună și să se ascundă lucrul acesta. Văzându-mă acolo, am zis acum, în mintea mea se dădea o luptă și am zis, mă, acum ce ori zice oamenii că prorocul în biserică a prorocit și a vestit lucruri, Dumnezeu a lucrat și a descoperit lucruri și acum El dă înapoi când stă față în față cu un om bolnav și se teme. Am vorbit despre credință, am vorbit despre ocrotirea pe care Domnul o dă, am vorbit despre prezența Lui în viețile noastre, am vorbit despre felul că El este stăpân peste viață, peste moarte și El face ce vrea. Și apoi să dau înapoi. Și m-am văzut nevoit undeva, așa silit, să intru în casa aceea. Și am intrat și am zis în mintea mea, mă rog repede, respir cât mai puțin și după aia plecăm. Și în timp ce am început să ne rugăm, a coborât Duhul Sfânt și m-a cercetat și mi-a dat putere și am început să plâng și am început să mijlocesc pentru oamenii aceia. Și am intrat în mijlocul lor și am pus mâinile peste ei. În timpul acesta, nouă ni s-a pregătit și masa. Când s-a terminat rugăciunea, haideți să mâncați cu noi. Nu, nu mai stau, nu mulțumesc. Și m-am pus așa undeva lateral stânga, era fratele și când tușeam, tușea direct peste mine așa. Atât a fost de ispitit și de încercat fraților și a fost o mare frământare. Și următoarele 3 zile a fost o luptă incredibilă. Incredibil în mintea mea, în inima mea, între neprihănire și între neputința asta omenească, între credință și necredință, între întuneric și lumină. Și venea vrăjmașul și se spune, imediat vei avea și vei simți simptomele și vei ști că n-ai făcut bine ce ai făcut, că ai intrat în mijlocul lor. Și Domnul căuta prin Duhul Sfânt să fii pe pace, totul este în mâna mea.
Și au trecut acele trei zile, și au trecut a patra și a cincea și am dat slavă lui Dumnezeu. Și totuși Domnul mi-a dovedit, căci nu sunt încă închegat bine pe temelia adevărului, încă mă clatin, încă am îndoială, încă am necredință, încă sunt umbre de îndoială și semne de întrebare în viața mea și în inima mea. Și Domnul mi-a spus, treci la sfințenie, curățește-te, apropie-te, pocăiește-te. Și asta este valabil pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră, fraților. Credința în Iisus Hristos ne ajută să-L cunoaștem pe Tatăl și scrie în Evanghelia după Ioan, în capitolul 6, cu versetul 44, scrie cuvântul lui Dumnezeu, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Noi trebuie să avem credință. Credința în Iisus Hristos ne determină să-L slujim. De ce suntem aici? V-ați întrebat? Credința lui Hristos, în Iisus Hristos care este în voi, vă determină să veniți și să-L slujiți. Dacă n-am avea credința asta și n-am ști că El este Iisus Hristos Domnul și că El este răscumpărătorul nostru, că El este Cel ce a murit și a înviat și ne-a, prin jertfa Lui noi avem intrare slobodă la Tatăl, n-am fi aici, fraților. Pentru că aveți credință în Iisus Hristos, asta dovedește și ne determină să venim să-L slujim chiar și în vremurile acestea. Și nu este ușor să iei, să pleci de acasă, să pleci din sânul familiei, să te ridici în zorii dimineții, din așternut, ai putea să stai acasă, să faci multe alte lucruri. Dar credința aceasta, crezând că aici este Domnul, că împărtășie cu frații, El se coboară, că El este Cel ce ne călăuzește și că noi trebuie să-I slujim după cuvântul Lui, după cum este scris, ne determină să-L slujim și Dumnezeu să mărească această credință în inimile dumneavoastră. Nu este suficient doar aici, fraților. Iisus Hristos predica și propovăduia Evanghelia o dată pe săptămână, în ziua de sabat, în sinagogă și în șase zile, celelalte zile din săptămână, evangheliza afară, căuta pe cei bolnavi, vindeca, curăța leproșii, ridica ologii, deschidea ochii orbilor. Și asta este lucrarea pe care noi trebuie să o facem în fiecare zi. Chiar dacă ai un loc de muncă, că întotdeauna avem situații în care spunem, sunt ocupat, eu nu pot decât duminica, sau nu pot decât miercuri seara la rugăciune, sau nu pot decât atunci. Nu, fă-ți timp. Și Dumnezeu, dacă te duce în mijlocul unor oameni, chiar dacă nu-L cunosc pe Iisus Hristos, Domnul, tu trebuie să-L mărturisești. În tine trebuie să vadă lumina lui Hristos. Eu nu pot să mi-L închipui pe Pavel, că ar fi intrat în mijlocul unor oameni, într-o ceată sau într-un oraș sau într-un port sau într-o gară sau unde s-ar fi dus și să vorbească altceva decât de Iisus Hristos, Domnul. Cine vorbește, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Și aici se vede slujirea adevărată, dacă noi în adevăr îl slujim doar aici, între zidurile bisericii, sau îl slujim și îl cinstim și afară. Noi slujim și afară. Noi slujim lui Dumnezeu chiar între oamenii, în mijlocul oamenilor care nu ne cunosc. Și acolo El trebuie făcut cunoscut și mărturisit. Deci credința în Iisus Hristos, Domnul, credința în Dumnezeu ne determină să-L slujim mai mult, știind că după o slujire vom primi o răsplată. Cine va lucra va primi răsplata aceasta, cine va sluji va fi chemat ca rob binecuvântat. Veniți de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Dacă îi vom sluji, fraților, nu ajunge. Poate veți spune, păi eu nu sunt proroc, nu sunt predicator, nu sunt evanghelist, nu sunt cântăreț. Negreșit, Domnul ți-a dat un talent. Poți să deschizi gura și să-L mărturisești pe Iisus Hristos, Domnul. De aceea uneori, oamenilor care nu fac asemenea lucrări, Domnul îi îngăduie să ajungă în anumite situații, Dumnezeu să îi izbăvească cu mână tare și apoi ei să-L mărturisească. Cea mai bună mărturisire, cea mai bună dovadă a unei mărturisiri concrete este cea pe care ai trăit-o. Cea mai bună școală este cea aia practică, aia prin care ai trecut tu. Degeaba ți se spune multă teorie și multă teorie. Teoria nu te ajută să conduci mașina bine. Teoria te învață doar să înveți niște reguli, să ai niște legi pe care trebuie să te supui, dar practica, trăirea noastră trebuie pusă în vigoare și trebuie luptat în vederea aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea putere. Credința în Hristos ne ajută și ne oferă o relație cu Dumnezeu, o relație permanentă, o relație care nu se sfârșește, adică doar între zidurile bisericii să rămânem slujitori ai Domnului și afară să facem ce vrem. Nu!
ca să se îngrijească Domnul de casele noastre, noi trebuie să ne îngrijim de casa Lui. Și Domnul ne spune, nu știți că voi sunteți templele Duhului Sfânt. Și nu numai de al meu, să mă îngrijesc de casa lui Hristos, de cel de lângă mine, de cel care este mai slab. Ca Domnul să-ți poarte de grijă casei tale, poartă și tu de grijă casei Lui. Și Dumnezeu care este credincios te va binecuvânta. Domnul vrea ca relația noastră să fie o relație stabilă, nu numai în zi de duminică, în zi de slujire, ci în fiecare zi, indiferent unde ești, că ești în mijlocul credincioșilor, că ești în mijlocul necredincioșilor, tu trebuie să rămâi același om statornic, același om întărit și întemeiat pe temelia adevărului, care să-i slujești lui Dumnezeu, în tine să se vadă lumina Lui. Au fost situații în care frații au fost îngăduiți în spitale și am fost și eu îngăduit în spital, fără să știu, fără să, dintr-o dată mi-a fost rău, m-am dus în lucrare în Austria și mi-a fost rău și am ajuns la spital și am fost internat. Și acolo pe holul spitalului, că la un moment dat, după câteva ore, n-am mai avut nimic, dar pentru că mi s-a luat sânge și au vrut să facă niște analize, am fost nevoit să rămân în spital. Mă plimbam pe hol pe acolo și am văzut un nume românesc. Am intrat în salon, am întrebat, am stat de vorbă cu domnul acela, era un om bolnav de cancer, cancer la plămân, era destul de rău și am început să-i mărturisesc despre Iisus Hristos Domnul, despre mântuirea minunată, despre felul în care Dumnezeu iartă omul și îl aduce de la moarte la viață, de la întuneric la lumină. Și m-a ascultat și am spus, mâine pot să vin din nou să vă aranjez și să mărturisim, să stăm puțin de vorbă. Și a zis, da, nicio problemă. Și a venit și a doua zi și am fost mai îndrăzneț și l-am întrebat, n-ai vrea să-L cunoști pe Dumnezeul acesta care are putere să vindece, să ridice chiar din Valea Umbrei Morții, să dea viață celui ce n-are viață și acolo unde omul spune că nu mai este nicio șansă, Dumnezeu să-și proslăvească numele. Și mi-a spus, eu am un Dumnezeu și am o religie pe care nu voi schimba, cu ea voi muri. Și atunci în momentul ăla Duhul Sfânt așa mi-a spus, cu ea va muri pentru că va pleca în scurtă vreme. Și m-am întristat. Am venit mai târziu după amiaza la el și mi-a spus un lucru care m-a marcat. Stătea pe o parte și respira foarte greu. M-am dus și am pus mâna peste el și am început să mă rog. S-a ridicat așa înșezut și am zis, așa-i că nu ai aer. S-a uitat la mine și cu ochii în lacrimi mi-a zis, aer este destul, dar nu pentru mine. Și lucrul ăsta m-a determinat și m-a făcut să înțeleg că aerul pe care îl respirăm și ne-l dă Domnul în fiecare zi este o binecuvântare. Să-ți spună un om necredincios că este aer suficient, dar nu pentru el. Pentru el s-a terminat. Am avut așa o durere și am înțeles că Dumnezeu m-a îngăduit să ajung în spital, ca omul acesta să audă despre mântuire, despre Iisus Hristos Domnul, despre faptul că poate fi salvat și n-a vrut să primească. Și am înțeles că va fi mărturie. Și după aia, a doua zi, nu l-am mai găsit acolo, am întrebat și a spus că a murit. Asta este viața omului. Asta este omul trecător. Nu suntem aici, pe pământul acesta, să locuim pentru totdeauna, suntem vremelnici. Dar știu un singur lucru, că credința în Dumnezeu ne va izbăvi și ne va duce în locul acela binecuvântat pe care Domnul l-a pregătit. De aceea vreau să întăresc pe cei ce sunt bolnavi. Vreau să le dau o nădejde și nădejde deșartă, nădejdea în Iisus Hristos Domnul, căci mâna Lui binecuvântată și astăzi vindecă. Vreau să spun cu tărie că Dumnezeu și astăzi face semne și minuni. Învie morții, vindecă COVID-ul acesta, vindecă cancerul, vindecă orice boală, îndepărtează orice legătură și dezleagă orice legătură străină. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu s-a schimbat și în credincioșia Lui este același. Și astăzi rog pe Cel ce are putere peste toate lucrurile să-și întindă brațul, să-și întindă mâna Lui binecuvântată și să se atingă de cei bolnavi, să dezlege pe cei legați de duhul de frică, să-i pună într-o stare potrivit voii sale și mâna Domnului să vindece, să pună pace în corturile în care nu este pace și să zidească pe o temelie adevărului ceea ce s-a zidit strâmb până astăzi, să mântuiască ce este nemântuit și să aducă la lumină tot ceea ce este în întuneric. Și aș vrea să citesc un singur verset și apoi
ne vom ruga și doresc să fac rugăciunea aceasta pentru cei ce trec prin valea umbrei morții, pentru cei ce sunt bolnavi și apoi să încheiem cu mulțumire, căci toate lucrurile încheiate, luate cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu, este o plăcere. Și cuvântul se află în 2 Cronici, în capitolul 6, cu versetul 20. Ochii tăi să fie zi și noapte deschiși peste casa aceasta, peste locul care ai zis că acolo va fi numele tău. Ascultă rugăciunea pe care o face robul tău în locul acesta. Amin. Ne vom ridica pe picioare și mă voi ruga cu îngăduința noastră, frate Doru, și zic ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Dumnezeu să-și întindă brațul peste noi, să se oprească în fiecare cort și acolo unde este zdrobire, unde este teamă, unde este boală, Domnul să ridice steagul biruinței și numele Lui să fie mai mult decât biruitori. Amin. Părinte, Tată al îndurării, Dumnezeul slavei, acel ce ai toată puterea în ceruri și pe pământ, n-ai lăsat pe niciunul dintre aceia pe care i-ai ales și i-ai chemat la viață să se piardă. Astăzi, Doamne, din biserica aceasta din Reus, Doamne, te rog, deschideți urechea și ațintește-ți privirile peste noi, peste locul acesta unde înalți rugăciunea spre Tine, peste casele copiilor Tăi, Doamne, peste casele unde duhul acesta de boală caută să stăpânească. În numele Tău, Iisuse, proclam biruință! În numele Tău, Doamne, cer vindecare peste fiecare suflet, peste fiecare casă, peste fiecare familie, Doamne! Tu ești Cel ce ne-ai răscumpărat și în sângele Tău este viață, în sângele Tău este iertare, în sângele Tău este vindecare, Doamne! Te rugăm, Doamne, să nu lași Duhul acesta de frică să stăpânească peste noi. Tu ne-ai dat în stăpânire toate lucrurile. Tu ne-ai dat putere să facem, Doamne, gândurile noastre rob ascultării de Hristos. După cum este scris, Tu ne-ai dat un duc de frică, ci un duc de înviere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Te rog, îmbracă cu putere bărbații, Doamne, capii de familie, stâlpii pe care i-ai rânduit, Doamne. Îmbracă-i cu putere și ascultă-le rugăciunile. Doamne, te rog, îmbracă cu putere slujitorii Tăi din locul acesta, Doamne. Dă-le, Doamne, o direcție bună. Dă-le, Doamne, cuvânt ales. Dă-le, Doamne, o ungere aleasă, Doamne. Dă-le, Doamne, cuvânt și putere în cuvânt, Doamne. Dă-le slujire și putere în slujire, Doamne. Dă-le înțelepciune și pricepere să chivernisească bine, Doamne. Și lucrul acesta făcut să fie făcut spre slava numelui Tău, Doamne. Tu ești Cel ce ai pus bazele și temeliile adevărului. Rămâi temelia noastră tare. Rămâi cu noi și în casele noastre, Doamne. Izbăvirea noastră, Doamne. Rămâi sprijinul nostru. Rămâi vindecarea noastră, Doamne. Știu că Tu asculți rugăciunile. Știu că Tu nu stai nepăsător și îți întinzi brațul. De aceea, Doamne, vreau să încheiem cu mulțumire. Mulțumirea să fie în adâncul inimii și pe buzele noastre. Să-ți mulțumim pentru încercări, să-ți mulțumim pentru binecuvântări, să-ți mulțumim pentru că ne-ai îngăduit, Doamne, să gustăm și din amărăciune, dar Tu ești Cel ce prefaci întristarea în bucurie. De aceea îți mulțumesc, Doamne, în acest duc de mulțumire, nădăjduiesc să rămână fiecare casă în parte, chiar dacă suntem încercați. Chiar dacă boala apasă, știm căci mâna Ta este în control și privirile Tale sunt ațintite peste noi. Cu mulțumire, Doamne, vreau să închei și aceste cuvinte să le aduc la picioarele Tale. Privește, Doamne, spre noi cu îndurare și cu bunăvoință. Fii binevoitor și întinde-ți mâna cu vindecare, să se audă vestea bună și frații și surorile să spună căci Tu ești Domnul care i-ai tămăduit și i-ai scos din valea umbrei morții. Doamne, încredințăm totul pe brațul Tău și nădăjduim că Tu ești Cel ce vei lucra în continuare. Îți mulțumesc, Tată, că ce vei face mai mult decât am știut eu să cer. În numele Fiului Tău, Iisus Hristos, Domnul, prin puterea Duhului Sfânt. Amin.